Sănătate și bine ai revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Banca pentru decontări internaționale BIS testează monedele digitale ale băncii centrale decontate direct pe bilanțurilor băncilor, totul făcând parte din resetare. Tom Emmer introduce proiectul de lege anti-CBDC alături de 49 de republicani pentru a bloca Rezerva Federală să emită un CBDC cu amănuntul și încearcă să protejeze confidențialitatea consumatorilor. Gary Gensler spune că instituția SEC folosește inteligența artificială în a supraveghea piețele financiare pentru un comportament neadecvat. Binance USA reduce o treime din personal după plecarea CEO-ului Brian Schroeder. IOTA și-a anunțat următorul aprilie major numit Stardust. Aplicația de mesagerie Telegram a făcut din ton infrastructura sa oficială Web3, oferind rețelei promovare exclusivă ce a dus la o creștere a prețului. Fracționarea activelor din lumea reală, sfântul greal al tehnologiei blockchain. Monedele stabile de la Circle și MakerDAO au fost mult mai instabile decât cele de la Tether și Binance în ultimii 2 ani, potrivit unui raport de la S&P Global. Dan Gradface de la Fundația Ethereum spune că mulți utilizatori sunt confuzi de termenul disponibilitatea datelor, chiar dacă acest concept câștigă amploare în cercurile tehnologice blockchain. MetaMask extinde lanțurile Ethereum, adăugând suport pentru Bitcoin și Solana. Explozie de preț vicin. Coinbase a adăugat VET și VTHO, iar prețurile cresc 11%. Cerul este limita. Vicin ajută moneda VET să-și revină, iar taurii sunt aici pentru a rămâne, deoarece începând cu 12 septembrie, Vicin este primul blockchain ce se aventurează în sistemele lagărilor de concentrare numite poetic orașe inteligente Smart Cities. Compania de telecomunicații din Emiratele Arabe, ce deține peste 9 milioane de utilizatori, printre care și peste 100.000 de companii, este parteneră cu Hedra Hashgraph pentru a oferi soluții DLT întreprinderilor mici și mijlocii, instituțiilor guvernamentale și municipalităților. Managerul de active de 1,5 trilioane de dolari, Franklin Templeton, s-a alăturat listei pentru Bitcoin ETF. Exchange-ul Coinex pierde peste 28 de milioane de dolari pe măsură ce hackerii drenează 18,12 milioane de dolari în Ethereum, 8,5 milioane de dolari în Tron și 291.000 de dolari în Polygon Matic. CEO-ul Forces Trust spune că hackerii au furat până la 15 milioane de dolari, mai ales în Bitcoin, înainte să fie achiziționați de Ripple. Ripple spune că se va lupta în procesul cu SEC până la capăt. Dincolo de euforia XRP și rezistența de 50 de cenți următorii pași ai taurilor. Ce este XRP? O scurtă istoria sistemului de decontare brută în timp real. Volumul de tranzacționare XRP crește cu 176% în 24 de ore, un semn optimist pentru criptomoneda lui Ripple și o potențială explozie a prețului la un dolar. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spune trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.